Sâmbătă seara, parcarea din spatele primăriei municipiului Zalău a fost arhiplină. Cu mic, cu mare, sărăjenii au venit pentru a asculta muzică de calitate, iar așteptările nu le-au fost înșelate. După un moment de hip-hop susținut de binecunoscutul Puia, rockul și-a intrat în drepturi cu artiști consacrați. Recent înființată, trupa de rock alternativ Smokeweaver de pe meleagurii ploieștene a deschis seara cu piese amintind de scena politică românească. În continuare, formația sălăjană de rockataria cunoscută prin țară și peste hotare a încins atmosfera, iar ritmurile pline de pasiune ale celor de la Boschito au transformat parcarea din spatele primăriei într-un enorm ring de dans. Punctul culminant al serii a fost constituit de Pasărea Rock, formația constituită din legendarii artiști Mircea Baniciu, Joseph Capș, Ovidiu Lipan Țăndărică. Miile de aplauze ale celor prezenți ne-au arătat încă o dată că locuitorii Zalăului apreciază muzica de calitate. Zălăjeanul în casă, exact. Cum a fost la Zalău? Cum v-a simțit? Foarte, foarte bine. Am primit cu căldură, ca în Ardeal, așa. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc foarte mult în numele trupei Smokeweaver că ne-ați primit aici, în inima cetății Zalău. Și să trăiți cu toții 1000 de ani și noi măcar 10%. Având în vedere, mă rog, nivelul la care am ajuns cumva prin muncă, este mai dificil să cântăm în concerte mai micuțe și sper să se găsească cineva care să organizeze ceva, cel puțin așa, pentru că după cum s-a văzut, cred că mai puteam sta vreo oră pe scenă, liniștit. După cum am văzut cel puțin așa credeau ei. După cum am văzut din atmosferă, sălăjenii iubesc rock-ul. Absolut. Dacă e de calitate, nu au cum să nu iubească. Orice muzică rock bună, nu numai trupa noastră. Asta garantez și am demonstrat de mai multe ori, oriunde și oricând. Un mesaj pentru public. Ba, nu mai știu, iubesc deocamdată. Mi s-a părut foarte fain, tot timpul e o plăcere să cântăm acasă. În Zalău ultima dată am cântat open air acum 2 ani și atunci a fost foarte fain. Îmi pare că n-am apucat să cântăm mai mult. Adică aș cânta toată seara aici. Foarte fain. Noi suntem Boschito, de obicei reușim lucrul ăsta. Adică fără falsă modestie. Avem cele mai frumoase melodii de petrecere. Ce să facem? Asta e viața. Avem câteva piese la care ne lucrăm în continuare și este foarte posibil la următoarele concerte mai aici prin zona să auziți ceva nou de la Boschito. A fost un public exact pentru ceea ce ne trebuia nouă, sau publicul pe care ni-l doream aici. Și bine încălzit de cei de la Boschito. Deci l-au încălzit ca lumea era creată. De spectacol era ca și făcut cumva. Și ne-am bucurat de un public excepțional. Prezentatorul ne-a prezentat ca o trupă tânără. Bineînțeles că suntem o trupă tânără pentru că durăm de 2 ani jumate. Bine, noi suntem așa mai de prin anii 70. Dar s-a văzut, cred că substanța mai există. Deci a fost și pentru noi o mare bucurie să revenim la Zalău după, nu știu după timp, foarte mulți ani și să reușim să facem așa un concert ca cel de astăzi. Mai vrem să amintim că suntem în preajma lansării albumului nostru Pasărea Rock, care conține foarte multe piese noi, câteva remake-uri și piesele sunt făcute extra pentru proiectul nostru Pasărea Rock, care de fapt nu e altceva decât perpetuarea legendei din anii acei glorioși în care am început noi împreună cu trupa Phoenix. Concertul de muzică rock organizat sâmbătă a făcut parte din evenimentele desfășurate de zilele Zalăului.